She relapsed in October 2011, and at that point, we knew it wasn't kind of the standard garden variety leukemia. Then she relapsed again in February 2012, and so it was at that point that we made the decision that we needed to go somewhere else where we knew we needed to try something new and something different. We're told that we were down to 48 hours of making a decision, or she could start to have organ failure. We knew that there were things offered here that was that would be different from what our local hospital could offer, and things that were more, I guess, cutting edge, newer things that were being tried that weren't being tried anywhere else. So we're really down to the CART-19 is what's left for Emily to cure her. So we're ready to go today. Right now we're feeling hopeful, really hopeful. It's a little bit scary because Emily is one of the first patients to receive this. She's the first pediatric patient. I've felt all along that she's gonna beat cancer, and today's our day when we're gonna start doing it. You wanna say anything else, then? What are we gonna do today? What are we gonna do today? You gonna get your T cells? Mm-hmm. What are they gonna do? Do you remember? Mm-mm. What are they gonna take away? Cancer. Cancer, that's right. So CART-19 is a treatment for patients with fairly advanced leukemia. Most patients who have the kind of leukemia that CART-19 treats, which is the most common kind of childhood leukemia, it's called B-cell ALL. That is a disease where most patients are treated very successfully with standard chemotherapy. But there's a subset of those patients, and a substantial number of children in the United States for whom chemotherapy does not work, or it works temporarily. So for that group of patients who have very treatment-resistant disease, we need something brand new. And CART-19 is for those patients. The essential nature of the CART-19 treatment is that we have to get cells from the patient. These cells are called T cells. They're cells of the immune system that need to be engineered. We can engineer these cells to go after cancer cells and kill them. So Emily had her the CART-19 therapy April 17th, and we were told to expect that she would possibly get a little bit of a fever and feel like she had the flu, but she ended up getting pretty sick shortly after, and she was put on a ventilator because of how sick she was. They had come with a team of doctors in the PICU every morning and did rounds with us, and we were always first. And they would come to us and kind of show us a line on the floor and say, if that's the line of survival, Emily is almost stepped past it. During the few days when she was quite sick, she was receiving the most advanced medical care that's available on the planet. So the people in the hospital were taking care of this child during the period she was quite sick until such time as we learned what was wrong, had a chance to intervene, and made her better. One of the results of her T cells growing in her body was that she had an increase in various proteins that control the immune reaction. And this increase in those proteins was actually making her ill. We actually found that one of these proteins was quite elevated, and as it turns out, there's a drug that targets that exact protein. We gave her that drug, and she had a dramatic response. The ICU doctor on that night told me that he had never seen a patient that sick get better that quickly. We weren't sure at that time if the CART-19 cells were working, if they weren't working. About 3 weeks after we gave her her T cells, we did another bone marrow test. This young lady had not been in a remission for a number of months, and she now was in a complete remission. So she completely responded to her T cell therapy. We were able to get home June 1st, and since that time, she's been great. She's been happy and healthy, and returned back to school in the fall. You know, CART-19 was really the only option left for Emily, and although we weren't sure how it was going to work because she was the first child, we still felt like by enrolling her in the trial, even if it didn't work,
it would give them a little bit more information, and from that hopefully they would learn something and be able to help other children. You know, but we entered her into the trial really hopeful. She's extremely smart. She's very creative. She's funny. She makes us laugh all the time. I mean, she never complains. She had told us, you know, from the beginning that she would continue to fight and do what we ask as long as we were there with her. So we've both been there through this entire fight, all three of us together, and we just stick together as a team. And she's definitely our hero. We've checked her bone marrow for the possibility of disease at 2 points. We checked her 3 months and now 6 months out from her treatment. She has no disease whatsoever. We need to treat a larger number of patients before we understand what the success rate might actually be. Seems like the cells stick around for a long time. That actually might provide long-term disease control. That is, of course, the most exciting potential part. But we need more time to know if that's actually where we are. To see her go from leaving the hospital and starting to recover to basically going to school and playing soccer and looking like every other kid is just wonderful. I think it's the best thing about doing what I do. Bun găsit la raportul de gardă live. Ați urmărit mai devreme povestea primului pacient pediatric care a primit terapia celulară CAR-T pentru leucemie limfoblastică acută în 2012, Emily Whitehead. Sunt Adriana Boată, iar alături de mine l-am pe domnul dr. Marius Ciantă, președintele Centrului pentru Inovație în Medicină. Bună seara, domnule doctor! Bună seara! Și pe dr. Bianca Cucoș, colega mea de la raportul de gardă.ro, care se și specializează în genetică medicală. Bună seara, Bianca! Bună seara! În prima parte a emisiunii de astăzi, așa cum v-ați dat seama, ne-am propus să discutăm despre terapiile celulare CAR-T, care sunt considerate cel mai înalt grad posibil de personalizare a tratamentului și au deschis o nouă eră în oncologie. În a doua parte vom discuta despre cele mai importante mesaje transmise de către keynote speakers în cadrul sesiunii plenare a Conferinței de Medicină Personalizată 2020, care s-a încheiat ieri. Dar înainte să trecem mai departe, pentru că probabil cu toții ne-am întristat puțin văzând imaginile de început cu Emily și apoi ne-am bucurat, haideți să ne bucurăm și mai mult, pentru că chiar acum pe ecran vor apărea imagini cu ea anul trecut, la 7 ani, cancer free, după ce a primit terapia. Și cred că asta e o imagine care face cât 1000 de cuvinte. Nu avem ce să spunem mai mult decât este cu adevărat extraordinar. Într-adevăr, cred că filmul pe care l-am văzut, în această poveste de viață, fotografiile pe care le-am văzut, ne arată cu adevărat ce înseamnă valoarea inovației. De foarte multe ori noi vorbim despre inovație, despre valoarea pe care o duce inovația în diverse zone ale sistemului de sănătate și poate nu ne imaginăm la modul concret, nu avem o reprezentare foarte clară, nu avem neapărat în minte o poveste. Și de foarte multe ori excludem componenta aceasta profund umană, emoția. O ascundem, nu știm că există, ne uităm la scorecard-urile pentru evaluarea tehnologiilor medicale, ne uităm cu grijă, cumva încercând să înțelegem dacă terapiile respective vor trece sau nu de această evaluare, dacă și când vor ajunge să fie folosite de pacienți. Și la un moment dat apare o astfel de poveste, vedem un astfel de film care ne arată cum arată, ne înfățișează viața. Pentru că dacă Emily în urmă cu 8 ani de zile nu ar fi primit acest tratament, astăzi n-am fi discutat despre ea și nu am fi văzut cum viața ei a mers mai departe, cum a scăpat de cancer și cum se bucură de copilărie.
atunci când vorbim despre inovație, în această seară vorbim despre terapiile celulare, cred că e foarte bine să asociem genul acesta de imagini, genul acesta de reprezentări și de povești. Povestea din jurul terapiilor celulare este fascinantă, pentru că are această componentă umană pe care am văzut-o. Are o componentă științifică incredibilă. Terapiile celulare, și probabil că Bianca ne va explica mai în detaliu, reprezintă în același timp o terapie genică, o terapie celulară și o imunoterapie. Nu seamănă cu ceea ce știm că sunt medicamentele, pentru că se folosesc de celulele proprii ale organismului, care sunt reprogramate genetic pentru a recunoaște celulele canceroase și pentru a le ataca. În același timp, avem o poveste despre cum genul acesta de inovație terapeutică antrenează, aduce după sine nevoia de a transforma sistemul de sănătate. E o provocare care ține sau pleacă din momentul diagnosticării precoce și a formulării indicației precise pentru astfel de terapie în centre specializate și acreditate. Genul acesta de terapii aduc cu sine nevoia de a avea centre specializate în care aceste terapii să se producă, și ideal ar fi ca aceste centre să fie cât mai aproape de spitalul în care se află acești pacienți. Și sigur, având în minte unicitatea lor, e clar că trebuie să gândim și toate aceste mecanisme de acces, de evaluare a tehnologiilor medicale și de finanțare în acord cu acest element de unicitate. Să spunem de la început că povestea aceasta pe care am văzut-o, povestea lui Emily, ar putea să fie povestea multor pacienți copii români care ar trebui ca în perioada următoare să beneficieze de aceste terapii. Am fost cu toții cu ochii pe dezvoltările legate de pandemie. Mie e o preocupare absolut firească, dar trebuie să spunem, și am aflat inclusiv ieri la conferința de medicină personalizată, că evaluarea, că una dintre terapiile celulare CAR-T a trecut de evaluarea HTA de la Agenția Națională a Medicamentului pentru 2 indicații, ceea ce este absolut remarcabil, pentru că înseamnă că mai sunt totuși puțin pași de făcut, respectiv discuția la nivelul casei de asigurări, identificarea bugetului necesar și apoi, sigur, sunt aceste provocări logistice despre care am vorbit mai devreme. N-aș vrea să lungesc mai mult discuția, aș vrea să rămânem, să avem în minte genul acesta de reprezentare a ceea ce înseamnă valoarea inovației, dar nu este o inovație care adaugă un 0.1, deci este așa numită inovație incrementală, care duce lucrurile la un alt nivel și ne obligă cumva să ne adaptăm, să transformăm modul uzual în care fiecare își practică meseria. Spuneam că terapiile CAR-T chiar sunt cel mai înalt grad de personalizare și spuneați și dumneavoastră, Bianca, te-aș întreba cum sunt ele diferite, cum funcționează, de ce sunt atât de speciale? Terapia CAR-T diferă enorm față de percepția clasică asupra unui medicament. Din clipa în care un medicament este administrat pacientului, acesta este degradat în organism și necesită o nouă doză. În cazul terapiei CAR-T, ideea este că aceasta este o terapie vie. Este o terapie care se regăsește în organism atât timp cât are o țintă, atât timp cât există un antigen care poate să fie țintit. Pentru că aceasta presupune reprogramarea limfocitelor T ale pacientului să recunoască un antigen tumoral. Spre deosebire de medicamentul clasic, terapia CAR-T este creată special pentru fiecare pacient în parte. Și de aici derivă o serie de particularități care țin de procesul de fabricație, de distribuție, dar și de aprobare.
Procesul începe cu pacientul și se termină cu pacientul. Folosește celulele imune ale pacientului care sunt modificate în laboratoare speciale și reintroduse în organism. Primul pas este o etapă de prelevare a leucocitelor printr-o tehnică ce se numește leucafereză. Apoi, leucocitele, din aceste leucocite se separă limfocitele T. Acestea sunt stocate la temperaturi scăzute și trimise în laboratoare speciale, unde sunt reprogramate genetic să exprime acești receptori CAR. Receptorii sunt structuri sintetice create în laborator, nu există în natură. Se folosește un virus inactiv, astfel încât celulele T sunt modificate genetic să exprime receptorul. Vectorul viral introduce materialul genetic ce codifică acest receptor CAR. Următorul pas este să se multiplice aceste celule care exprimă noul receptor. Sunt niște bioreactoare în care se produce această multiplicare. Apoi trebuie concentrată terapia într-o doză care să ajungă la pacient, să poată fi infuzată pacientului. Înainte de a primi terapia, pacientul primește o doză, o schemă de chimioterapie, astfel încât organismul să poată fi pregătit, să spunem, să primească terapia CAR-T. Este o etapă de limfodepleție, așa se numește, și are ca scop facilitarea expansiunii terapiei CAR-T in vivo. Ulterior se introduc celulele modificate, celulele CAR-T pacientului. Acestea încep să se multiplice în organism și recunosc celulele canceroase și ulterior le distrug. Deja sunt mai multe tipuri de terapii în practică, cu mai multe indicații. În 2017 au fost primele aprobări. Anul acesta deja vedem, dincolo de indicațiile pe care le știam, leucemia limfoblastică acută și limfomul difuz cu celulă mare B, vedem indicații și în limfomul celulă de manta și studiile sunt în desfășurare pe mai multe modele de terapie celulară. Trebuie să spunem că sunt mai multe generații de receptori, s-au perfecționat tehnicile în timp. Primele terapii aprobate erau cu generația a doua de receptori. În timp, acesta s-a mai schimbat și deja vedem. Da. Să mai spunem că deja avem și date din studii de post-marketing, deci după introducerea în sistemul de sănătate, în viața reală, iar aceste date, găsiți detaliile pe raportul de gardă.ro, aceste date ne arată un profil de siguranță similar cu ceea ce știam din studiile clinice, dar o eficacitate, date de eficacitate mai bune decât cele din studii clinice, care, cel puțin pentru anumite indicații pediatrice, sunt absolut remarcabile, adică rate de răspuns de peste 80% și vorbim despre indicații oncologice, pentru care soluțiile erau de fapt puține sau poate chiar nu existau. Cum ai spus și tu, Bianca, cred că suntem în acest domeniu al terapiilor celulare cumva la început. Este o mare oportunitate, scrie de altfel și în articolul de pe raportul de gata.ro, că niciun sistem de sănătate n-a putut să fie pregătit. N-a existat un model ideal de implementare într-un sistem de sănătate. Am văzut modele printr-un fond de inovație în Marea Britanie, am văzut un alt model în Statele Unite, dar cred că marea oportunitate și pentru noi și pentru toți este de a seta de acum acest sistem ca el să funcționeze, am vorbit și în legătură cu terapiile genice, să funcționeze ulterior pe măsură ce alte terapii vor fi aprobate, ce alte indicații pentru terapiile actuale vor apărea. Cred că, așa cum am spus și ieri, este foarte important să înțelegem caracterul unic și diferențele acestea între ceea ce avem pe masă, terapiile celulare CAR-T, și restul terapiilor oncologice, pentru că dacă nu vom face această diferență, ne va fi foarte greu să le dăm cu adevărat valoare în sistemele de sănătate. Este o discuție care merită foarte multă atenție. Cred că trebuie poziționată
De asemenea, în contextul Planului European de Cancer și al ideii de a combate inegalitățile, iar am spus-o și zilele trecute, cred că inovația trebuie să fie un factor care să micșoreze această distanță. N-ar trebui ca inovația să fie un factor care mărește și mai mult diferențele între diverse state sau regiuni și așa mai departe. Se discuta astăzi într-o sesiune la Gastein despre apariția unor instrumente pentru a facilita politicile de sănătate publică și în țările din Europa Centrală și de Est. Acest instrument se numește dashboard, un fel de instrument care permite evaluarea a ceea ce se întâmplă acum și a punctelor care trebuie întărite astfel încât și țările din Europa de Est să se alinieze cu politicile care permit accesul pacienților mai ușor la tratamente inovatoare, cum sunt și aceste terapii despre care vorbim. Și cred că este foarte important că se setează așa cadrul european pentru ceea ce... Într-adevăr, ideea acestui dashboard, și mă bucur că și că s-a discutat la Gastein și că ai adus în discuție această temă, e o inițiativă a European Cancer Organization, ECPC, European Cancer Patients Coalition, și FPIA, organizația umbrelă a industriei farmaceutice inovatoare de la Bruxelles. Este o inițiativă pe care și noi o susținem și dintr-un motiv foarte simplu. Avem nevoie de transparență, în primul rând. Trebuie să învățăm să lucrăm cu datele și să ne uităm în oglindă. Pentru că asta ne va arăta, de fapt, acest tablou de bord. Ne va arăta care este progresul pe care fiecare stat îl face în contextul Planului European de Cancer. Este o inițiativă ce abia aștept să o văd implementată și sper să fie implementată la un nivel oficial, adică să cum să spun, să cum, e greu să oblige statele membre, dar poate fi identificată o formulă de cooptare oficială a statelor membre. Adică n-ar trebui să rămână o inițiativă, cum este acum, a unor organizații non-profit, că despre asta vorbim. Așteptăm în continuare recomandările Centrului pentru Inovație în Medicină, despre care ne vorbeați și în live-urile anterioare. Da, vom construi în continuare pe această temă a terapiilor celulare CAR-T, tocmai pentru că noi credem că reprezintă un moment cheie în ceea ce înseamnă evoluția medicinei, nu doar evoluția în materie de tratament al cancerului. Și cred că la nivelul sistemului de sănătate din România trebuie să avem foarte mult curaj în a propune o soluție care, sau mai multe soluții, dar care să funcționeze cel puțin pe termen mediu. Nu cred că putem să identificăm, având în vedere acest nivel de complexitate, în primul rând științific, un model care să fie valabil, eu știu, pe termen scurt sau pentru un număr limitat de astfel de terapii. Cred că e important să nu cădem în aceeași eroare care mi s-a prezentat anul trecut la Gastein, în care pacienții căutau aceste terapii CAR-T pentru indicații pe care ele nu le aveau, și să specificăm că ele sunt realizate pentru niște cancere de sânge, în primul rând, și că există provocări în ceea ce privește trecerea la cancerele solide. Și că, de asemenea, ele nu funcționează mereu pentru toți pacienții. Vorbeați de date post-marketing foarte bune, dar mai sunt și excepții, și cred că trebuie să fim conștienți de aceste detalii. Da, și este, fiind domeniul fiind la început, e clar că, în primul rând, sunt foarte multe lucruri de învățat. Și chiar la începutul intervenției mele am vorbit despre un aspect esențial, și anume diagnosticarea de precizie și încadrarea precisă a pacientului într-o schemă de tratament care să presupună administrarea unei terapii celulare de tip CAR-T. Este esențial pentru a identifica pacientul potrivit pentru genul acesta de terapie potrivită.
Și din datele pe care le avem până acum, se pare că aceste terapii determină rate de remisiune în jur de 30-40%, adică la persoane care au primit anterior câteva două linii de tratament. Deci și aici cumva se impune și atunci când vorbim de cost-eficiență. Pentru că sunt voci care spun că dacă nu demonstrează un anumit prag de o rată de remisiune, atunci nu va fi cost-eficientă. Cred că lucrurile astea trebuie foarte bine definite, cumva, valoarea adusă de aceste terapii. Da, e cumva aceeași discuție în care am fost în urmă cu 6-7 ani, când primele generații de inhibitori ai punctelor de control intrau în oncologie. Era cumva aceeași discuție. De fapt, unde găsim cel mai potrivit loc în schema de tratament pentru genul acesta de terapii și cum definim pacientul care poate să beneficieze în cea mai mare măsură. Insist pe aceste lucruri pentru că, vedeți, ele nu sunt legate de terapie în sine, ci sunt legate de performanța sistemului de sănătate, de capacitatea de a scoate la lumină acești pacienți, de a-i diagnostica și ulterior de a-i pune cumva pe traseul ăsta. De aceea, cred că din punctul de vedere al sistemului de sănătate din România, în care vorbim despre un traseu al pacientului cu cancer mult prea lung, mult mai lung decât ar trebui, cred că asta este o provocare reală. De aceea, discuția legată de, dacă vreți, de implementare, nu doar de acces, de implementarea terapiilor celulare, are multe zone care, în mod tradițional, cum să spun, n-ar trebui să ne intereseze pe noi și pe producători, adică cei interesați cumva de stimularea, dacă vreți, accesului la aceste terapii, ci sunt zone care țin de sistemul de sănătate, de practica medicală mai mult. Cred că încheierea primei noastre părți a discuției dedicată terapiilor CAR-T, trebuie să rămânem foarte clar cu ideea că ele sunt niște terapii ale prezentului. Iată, Emily a primit terapia în urmă cu 8 ani de zile. Acum trăiește din plin beneficiile ei și probabil că sunt mulți alți pacienți care sunt în aceeași situație. Da, să spunem pentru cei care poate nu sunt atât de familiarizați cu, să spunem, cu dezvoltarea medicamentelor, a putut să primească acum 8 ani acest tratament în cadrul unui studiu clinic. Noi acum, sigur, ne uităm la Emily și ne bucurăm că a putut să aibă acces la momentul potrivit pentru ea, din fericire. Dar noi acum suntem, exact cum spunea Adriana, în punctul în care, începând cu anul 2018, mai mult de 2 ani, avem deja aprobare europeană pentru două astfel de terapii, pentru mai multe indicații fiecare, mai mult de o indicație. Iar acum, cum spuneam, inclusiv în sistemul de sănătate din România s-au făcut pași, evaluarea HTA pentru una dintre terapii, pentru două indicații. Evaluarea HTA recomandă includerea necondiționată pe listele de medicamente compensate. Adică nu discutăm despre un subiect pe care sigur e fascinant științific, care vine cu atâtea provocări despre care am vorbit, dar pe care îl putem plasa așa într-un viitor, eu știu, mai mult sau mai puțin îndepărtat. Nu, e chiar aici. Așa este. Un mesaj puternic. Haideți să luăm așa o mică pauză la mijlocul emisiunii noastre și să ne amintim că astăzi, 1 octombrie, se împlinesc 30 de ani de la începutul The Human Genome Project. Comentăm mai târziu, dar mai întâi să ne uităm la două minute cu Dr. Eric Green, unul dintre invitații primei sesiuni de la conferința de medicină personalizată. A genome is all the DNA of an organism. It's sort of like a blueprint. Every living creature needs a blueprint to develop and then to operate. It turns out that here on Earth, our blueprints are made up of DNA. Now, it turns out that all the DNA of an organism, or in other words, a whole genome of an organism, can get pretty big. For example, it turns out that the human genome consists of 3 billion building blocks. The building blocks are called nucleotides or bases, but we'll just represent them by the first letter of their name. Turns out one building block has an A to start it, another one a G, another one a T, another one a C. So GATC
is the way we represent DNA, and it's the order of the letters of DNA that encode all the information necessary to make a blueprint actually help an organism develop and operate. Well, human genome, 3 billion, that's a big number. If you go to represent it, you need 3 billion letters. Over the years, I have found that people really struggle getting their head around the idea of what is 3 billion letters that make up the human genomic blueprint. What does that look like? So here in this hallway, we put together an exhibit that helps to explain that. We basically decided to take the human genome and represent not all of it, because our hallway is not big enough, but just represent 1/1000th of it. So 1/1000th of 3 billion letters. And we couldn't make the letters very big. If we did, it wouldn't fit in the hallway. You can see we had to make the G's, A's, T's, and C's quite small. But represented here is precisely the sequence of 1/1000th of the human genome. And as you walk along, you can see all the GAs and Ts and Cs and their big sequence. It's actually sort of boring to look at. And that's why we represent most of this as pretty boring looking letters. And every once in a while, though, you'll see a short string of letters in another color. That's in red. What do those mean? Well, it turns out that about 1.5% of the letters of the human genome actually directly encode for proteins. Proteins are the bricks and mortars that make up our cells and tissues. Also, a group of these red sequences is sometimes called a gene. So genes make proteins. It's sort of the real workhorses of our genome. And so you can see that very few of our letters in our genome actually directly encode for protein, but those that do are turn out to be pretty important, because without our genes, we really don't develop and we don't operate very well. Așa cum spuneam la cerimonie pe Dr. Eric Green, una dintre persoanele care a fost alături de la începutul de Human Genome Project și până la finalizarea lui, a vorbit marți seara în cadrul conferinței de medicină personalizată despre cum a trecut timpul de atunci și care sunt avansurile în medicina genomică, cum medicina genomică este din nou în prezentul nostru. Și puteți urmări expunerea dumnealui pe raportul de gardă.ro, pe canalul nostru de YouTube de asemenea și într-un articol extins cu ideile principale prezentate acolo. Cred că cea mai importantă, microfonul. Din imaginile pe care le-ați văzut, cred că v-ați dat seama și e de neimaginat pentru noi care vedem aparate NGS, o medie foarte bună raportată la populația Bucureștiului, foarte bună, puține orașe se pot mândri cu asta. Deci noi vedem aparate NGS acum, trebuie doar să apăsăm câteva butoane și să dăm valoare acestei informații, iar Eric Green și colegii lui foloseau faxul pentru a descifra misterele genomului uman. Apoi am văzut niște computere de care erau foarte mândri. Iar noi suntem acum, Eric Green a insistat foarte mult pe dezvoltarea tehnologică, o dezvoltare care a permis de fapt o creștere a vitezei cunoașterii. Și am scris și eu pe Facebook, inspirat cumva de el, de câteva milioane de ori a scăzut prețul secvențierii genomului, ceea ce este incredibil și fără precedent din punct de vedere, dacă vreți, chiar tehnologic și economic. Un mesaj. Aș avea totuși un mesaj, în speranța în care ne urmăresc poate studenți, poate oameni tineri, medici tineri. Astăzi, în mod tradițional, se deschide anul universitar și se deschide în general cu un curs festiv, care, a cărui menire trebuie să fie orientarea profesională a celor care, mai ales a celor care intră pentru prima dată într-o universitate de medicină. Cred că acest film de o oră și un pic, pe care îl găsiți pe canalul de YouTube, Raportul de Gardă, sau pe pagina de Facebook, Raportul de Gardă, sau pe pagina mea de Facebook, cred că este cel mai bun curs inaugural al anului universitar într-o facultate de medicină, mai ales că aceste cursuri se mută foarte mult în mediul online. Este o prezentare care ne arată că acest domeniu are nu doar prezent, are și trecut și mai ales are viitor și ne arată și cum
Foarte multe sisteme și profesii se vor reconfigura pe măsură ce genul acesta de date se vor genera în cantitate mai mare, vor fi analizate și așa mai departe. E absolut plauzibil să credem că la terminarea facultății în 6 ani de zile sau la terminarea rezidențiatului în 11 ani de zile din acest moment, este absolut plauzibil să credem că medicina genomică va fi parte din orice profesie medicală. Și atunci, de ce să nu vă apucați să înțelegeți aceste lucruri încă de acum și chiar de la omul care a fost acolo, cum spunea Adriana, din prima zi a Human Genome Project. Cred că este un, cum am spus, un curs care poate să aducă perspectivă, poate să aducă foarte multă inspirație și care e bazat pe o viziune incredibilă. Și nu vă simțiți descurajați, aș adăuga, pentru că Eric Green chiar l-a spus, nu auzise termenul de medicină genomică în timpul studiilor sale și abia apoi a început ceea ce sigur poate fi posibil și în zilele noastre, 30 și ceva de ani după. Dincolo de glumă, mi-aș mai permite un sfat pentru oamenii tineri care ne urmăresc și care se întreabă, păi, dar de ce insistați voi atât cu biotehnologia? Nu avem România, ce am putea noi face în acest domeniu? Foarte multe lucruri, cu condiția să vă apucați astăzi. Nu cred că ne putem apuca de un proiect relevant în domeniu, achiziționând echipamente, dar neavând un plan și neavând cunoștințe și nefiind interesați, în primul rând, de domeniu. Cred că asta e, de fapt, unda de fascinație pe care ne-a transmis-o Eric Green, deși nu ne-am întâlnit. S-a transmis asta prin ecrane. Pur și simplu ne-a fascinat și ne-a făcut să căutăm alte resurse despre medicina genomică, posibilități de a face cursuri, masterate și așa mai departe. Cred că asta e, de fapt, menirea, pentru că am vorbit și zilele trecute despre ce ar trebui să însemne o conferință, de fapt. Asta ar fi ceea ce ar trebui să rămână, de fapt, în urma unui eveniment de genul ăsta. O inspirație și drive-ul pentru a căuta cumva să mergi mai departe, într-un fel sau altul. Iar la nivel mai mare aș adăuga o strategie și nu o spun eu, o spune Henrique Martins, fost coordonator al rețelei de e-health, președinte al Consiliului Serviciilor Partajate, dacă mi-am amintesc bine aminte, al Ministerului Sănătății din Portugalia. Despre asta ne propunem să discutăm în continuare, despre mesajele cheie ale speakerilor din sesiunea plenară a Conferinței de Medicină Personalizată. Într-adevăr, am avut trei speaker de top, Henrique Martins, pe care deja l-ai prezentat, Bogie Leisen de la Institute for Future Studies din Danemarca și pe Nick Guldemund, unul dintre autorii, coordonatorul grupului Building Blocks for Personalized Healthcare. Și într-adevăr, sesiunea a fost și la fel, o găsiți înregistrată, este o nouă sursă de inspirație pentru a înțelege câteva concepte. Am spus, rolul unei conferințe este să inspire, dar nu poți să fii inspirat dacă nu ai speaker care să te inspire și aceștia nu te pot inspira dacă nu aduc pe masă concepte și idei care să-ți capteze atenția. Și sigur, despre Building Blocks for Personalized Healthcare am mai vorbit, este un, cum să spun, o abordare care pur și simplu pune piesă lângă piesă lângă piesă pe 17 paliere, au fost identificate 50 de astfel de segmente pe tot ce înseamnă de la viziune până la achiziții de echipamente, infrastructura IT, forță de muncă, implicarea pacienților, health literacy și toate. Despre cum ar trebui construite politicile publice, că vorbim despre medicina personalizată sau despre medicina digitală, despre e-health, deși Henrique Martins ne-a explicat cumva că trebuie să depășim această etapă istorică, sau chiar despre un plan de cancer. Deci acesta ar fi un prim concept.
Un al doilea concept care a fost lansat este ideea de humanom. Veți citi și pe raportul de gardă în zilele următoare. Este un concept definit de echipa de la Institute for Future Studies, care își propune, de fapt, o abordare adusă la nivelul fiecarei persoane ca fundament sau ca punct de plecare pentru o strategie de prevenție personalizată. Am mai spus-o, prevenția trebuie să treacă de la abordarea populațională către o abordare bazată pe riscul individual al unei persoane. Iar acest model ia în calcul foarte mulți factori, factori genetici, factori biologici, dar și factori de mediu și la fel ia în calcul factori care țin de educație, factori care țin de mentalul persoanei respective, de atitudini, de percepții, de dorința de a urma un anumit comportament și așa mai departe. Cred că asta este, de fapt, abordarea și ne-a pus cumva pe gânduri ceea ce ne-a prezentat Boghi, pentru că noi am vorbit despre digital twins, iar el ne-a vorbit despre un digital triplet. Cred că am reținut bine. De fapt, e cumva același lucru, dar doar că pune datele în mijloc, își pune persoana într-o parte și sistemul de sănătate în cealaltă parte. Și, într-adevăr, din acest triplet înțelegem odată că datele pot fi generate și de fiecare persoană și de sistemul de sănătate și pot să aibă valoare la nivelul persoanei și la nivelul sistemului de sănătate. Iar al treilea concept este această idee de digital health system, care este cu totul altceva decât e-health. Și ne-a explicat Henrique Martins exact ce înseamnă, cum să spun, digitalizarea cu adevărat a sistemului de sănătate. A vorbit chiar despre pacienți bionici și medici bionici care sunt aici. Dar iarăși, e foarte greu să crezi. Nu-ți vine să crezi că se întâmplă lucrul ăsta. Dar dacă fiecare dintre noi face un exercițiu, poate identifica genul acesta de medici și de pacienți. Am în minte, de exemplu, pacienții care au nevoie de tratament cu insulină și care folosesc senzori, pompe și așa mai departe. Este o interacțiune între zona digitală și zona biologică, umană, extrem de strânsă și vitală pentru persoana respectivă. Ca un fel de concluzie, m-am bucurat să constat că în fiecare dintre cele trei prezentări, ideea de prevenție personalizată a fost prezentă, o validare a unui concept despre care și noi vorbim încă de anul trecut. Și un alt lucru important este conștientizarea cu adevărat a sănătății la nivelul fiecărei persoane. O temă iarăși foarte importantă în contextul pandemiei, în care noi am văzut cum, de fapt, o mică parte a populației are o percepție adecvată asupra stării de sănătate și a rolului pe care respectiva persoană îl joacă pentru propria sănătate. De unde și ideea aceasta de a fi co-creator al stării de sănătate. Este o trecere din zona de pasivitate și am mai folosit acest exemplu în relație cu prevenția. În acest moment, o persoană stă acasă și așteaptă niște intervenții preventive. Se uită la televizor și află un mesaj despre evitarea fumatului, așteaptă o invitație prin poștă pentru a se prezenta într-un program de screening, așa se fac invitațiile, și genul acesta de comportament e foarte greu să fie proactiv, pentru că nici nu știe foarte bine ce are de făcut. Și atunci, din această stare de așteptare, de fapt, se naște și întârzierea cu care persoana respectivă se prezintă la medic, chiar și atunci când apar simptomele. Aici e, cum să spun, ducând discuția în acest punct, e clar nevoie de o transformare substanțială a relației dintre fiecare persoană și societate și sistemul de sănătate. Și un alt lucru important pentru prevenție, cred că ține de crearea unor
sau de promovarea unor acestei idei de prevenție personalizată în cadrul unor comunități de oameni care au cumva aceleași interese. Așa cum oamenii au început să se plimbe în triburi prin Herăstrău cu o frecvență de 2 ori pe săptămână, nu glumesc, genul acesta de comportament preventiv cred că poate fi cumva extins și dezvoltat. Spațiul acesta social și cultural influențează foarte mult atitudinile individuale în relație cu starea de sănătate. Am pornit de la digitalizare și am ajuns la fiecare dintre noi și cred că asta e de fapt esența. Altfel degeaba vorbim despre aplicații, despre registre și mai completați voi. Și multe alte subiecte fierbinți așa pe listă. Cred că ideea aceasta a prevenției și a responsabilității fiecăruia dintre noi a fost una dintre temele din fiecare zi și de la forumul de politici de sănătate și pe baza acestora se gândesc strategiile de a reconstrui de acum înainte toate acțiunile la nivel european. Cred că vom avea mult de lucru în acest sens, dar cu siguranță e direcția potrivită. Ne bazăm pe tine, Pian, ca să fii prezentă în continuare la forumurile de politici de sănătate publică și să ne aduci. Și vom fi și noi în măsura în care ne permite timpul. Să spunem încă un lucru, pentru că am criticat până acum conferințele clasice, am făcut acest lucru. Trebuie să spun totuși un lucru în favoarea conferințelor clasice. Forumul de la Gaștene este singurul eveniment care personal îmi lipsește. Organizarea face-to-face la fața locului, pentru că presupune o atmosferă aparte și o interacțiune la fel deosebită. Și în acel cadru se șterg foarte mult diferențele. Ai șansa să te întâlnești pe alei, în parcul de lângă centrul de conferințe, cu Comisarul European pentru Sănătate și chiar să discuți cu el. E foarte greu de înlocuit cu orice instrument digital sofisticat genul acesta de interacțiune. Dar ce să facem, ne adaptăm. Așa, am trăit-o și noi pe pielea noastră, nu-i așa, Bianca, anul trecut, când am avut ocazia să stăm la masă cu Comisarul European pentru Sănătate. Da, experiențe de neuitat și mă bucur că subliniem aceste interacțiuni umane care până la urmă sunt baza noastră ca societate și nu le uităm, doar le transformăm în măsura în care este posibil. Cred că a fost din nou o discuție plină de informații, plină de sens, plină de idei, de inspirație și din nou reiterez ideea să urmăresc cei care ne-au văzut acum în live pe raportul legardă.ro, pe canalul de YouTube. Înregistrările de la conferința de medicină personalizată sunt disponibile acolo. Articolele noastre pe care le-am făcut pe baza acestora, podcasturile, pentru că avem și acest format. Așadar, informația există, e prelucrată într-un mod sau altul de noi, astfel încât să fie și mai accesibilă și ușor de digerat, trebuie doar să fie consumată, ca să spun așa. Mulțumesc pentru prezență. Mai doriți să spuneți ceva, domnule doctor? Nu, doar că ne vedem și mâine seară cu concursul Săptămânii Europene a Biotehnologiei și ne vedem și luni cu premiile Nobel pentru Medicină. Așa este. Iar dumneavoastră rămâneți pe raportul legardă.ro.